Pelerinii se înghesuie în ultima zi de pelerinaj la brâul Maicii Domnului de la mănăstirea Catoxenia din Grecia, dus de altfel în țară. Credincioșii au venit din toate colțurile țării la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din voluntari. Acolo se află și un fragment din moaștele Sfântului Stelian, ocrotitorul copiilor. Colega mea, Cristina Ștefan, este în acest moment în direct și vine cu informații suplimentare de acolo. Cristina, bună dimineața! Bună dimineața, Linda! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Chiar în acest moment se desfășoară Sfânta Liturghie, la care ia parte și un reprezentant al Patriarhiei Române. Sunt momente unice, încărcate de multă emoție pentru mii de credincioși care au venit aici, la Catedrala Sfintei Cuvioase Parascheva, oameni care au venit din toate colțurile țării. În aceste momente, colegul meu, Edi, va arată racla cu brâul Maicii Domnului, dar și cu moaștele Sfântului Stelian, dar să știți că aici se află și veșmântul Sfintei Parascheva de la Iași. Oamenii așteaptă cu multă răbdare să ajungă să se închine, în special la brâul Maicii Domnului, dar și la moaștele Sfântului Stelian, ocrotitorul copiilor. Despre brâul Maicii Domnului știm că a vindecat, așa se spune, că a vindecat foarte mulți bolnavi, în special pe cei de cancer, dar a ajutat și foarte multe femei care nu puteau să rămână însărcinate. Așadar, oamenii așteaptă să se închine aici, în special pentru sănătate, pentru iertarea păcatelor, pentru pace, dar și pentru liniște sufletească. Este ultima zi de pelerinaj aici, la Catedrala Sfintei Parascheva, o zi în care sunt așteptați cei mai mulți pelerini. Deja sunt mii de oameni aici care se închină, ascultă Sfânta Liturghie și așteaptă cu multă răbdare și cu multă emoție să ajungă la racla cu brâul Maicii Domnului. Despre brâul Maicii Domnului știm că a mai fost la noi în țară, pentru că vine tocmai din Grecia. În anul 2001, atunci a fost la Iași.